Sezonul rece începe să-și facă simțită prezența și în drobeta Severin. Dacă până acum severinenii au profitat de o perioadă îndelungată a temperaturilor ridicate și totodată de o vestimentație specifică perioadei de primăvară, în acest moment vremea îi obligă pe locuitori să renunțe la mâneca scurtă în favoarea hainelor călduroase. Sucurile reci și înghețata sunt înlocuite de băuturi fierbinți precum ceaiuri și ciocolata caldă care sunt nelipsite în anotimpul rece. De asemenea, terasele deschise ale orașului nu se mai bucură de prezența numeroasă a cetățenilor. Severinenii preferă astfel spațiile închise, în intimitatea cărora își fac planuri pentru sărbătorile de iarnă care tocmai se apropie.